Cuibul a fost mutat în urma unei sesizări făcute de un cetățean. După ce cuibul a fost mutat, oamenii s-au împărțit în două tabere, cei care sunt și cei care nu sunt de acord cu bărbatul care a cerut mutarea cuibului de barză. Oamenii au făcut chiar și un afiș pe care l-au postat pe stâlpul pe care barza își făcuse cuibul dărâmat prin ordin de ministru. Acum, toată suflarea satului stă cu ochii holbați la stâlpul pe care s-a pus provizoriu zburătoarea, așteptând să vadă ce va face aceasta în continuare. S-a dus acolo și plânge, stă tot acolo în... Păcate, oricum nu vine aici. Dar ce părere aveți despre ce s-a întâmplat? I-a stricat cuibul, a mutat. E rău. Te blesteam, ajung rău. Doamne ferește, să nu fie ce zic eu. Ordinul iscălit de Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a dat peste cap viața comunității din Schitul Golești. Cel puțin până când barza își va face alt cuib sau va merge la cel relocat, toată lumea va sta cu ochii în sus, căutând barza.